Bine v-am găsit la un nou curs din limbajul Python pentru începători. Acesta este cursul 14. Sunt Gabriel Braharu și în continuare vă voi prezenta acest curs. Este un suport audio-video pentru cartea Limbajul Python pentru începători, volumul 5, coperta o vedeți aici. Sau puteți scana acest cod de bare pentru a ajunge direct pe pagina cărții și eventual la o comanda. Linkul este dat mai jos. Pentru cei care doresc să învețe programare de la zero, recomand să înceapă cu cartea Curs de programare pentru copii și sau începători. Coperta o vedeți aici. Puteți scana acest cod QR și ajungeți direct pe pagina cărții de aici. Cursul este destinat începătorilor, elevilor, studenților, celor care vor să învețe corect să lucreze cu Python. Pentru feedback puteți să mă contactați la acest număr sau la această adresă de e-mail. Pentru întrebări punctuale referitoare la curs temă, vă rog să comentați acest videoclip pe YouTube și voi răspunde tot punctual. Vă recomand să verificați din când în când site-ul skyexpression.ro la rubrica Cărți programare pentru a vedea și eventual comanda ultimele cărți apărute. Astăzi o să vă vorbesc în acest curs despre subprograme, parametri, exemple și temă pentru acasă. Subprogramele. Avantajele utilizării subprogramelor în Python. Reutilizarea codului. Subprogramarea permite dezvoltatorilor să scrie odată o bucată de cod și să o utilizeze de mai multe ori în cadrul programului. Acest lucru duce la o eficientizare a dezvoltării, evitând rescrierea repetată a aceleiași logici de cod. Modularitate. Utilizarea subprogramelor încurajează dezvoltarea modulară a codului, unde acesta este împărțit în module mai mici, fiecare având o funcționalitate specifică. Această abordare face codul mai ușor de înțeles, de gestionat și de întreținut. Structurare logică. Subprogramarea ajută la organizarea logică a codului. Prin împărțirea programului în subprograme, fiecare cu un scop bine definit, codul devine mai ușor de urmărit și de înțeles. Dezavantajele utilizării subprogramelor. Overhead-ul de apel atunci când apelăm un subprogram. Există un cost de timp și resurse pentru a se face saltul către subprogram și pentru a reveni la programul principal. Acest cost poate fi neglijabil pentru subprograme simple, dar poate deveni semnificativ pentru subprograme complexe sau apeluri frecvente. Probleme de depanare. În cazul în care un subprogram returnează un rezultat incorrect sau generează o eroare, poate fi dificil să urmărim fluxul de execuție al subprogramului și să identificăm problema. Acest lucru poate fi mai complicat atunci când subprogramul e apelat din mai multe locuri în cadrul programului. În concluzie, utilizarea subprogramelor în Python aduce numeroase avantaje, cum ar fi reutilizarea codului, modularitatea și structurarea logică. Cu toate acestea, există și dezavantaje, cum ar fi costul de apel și dificultăți de depanare. Este important ca dezvoltatorii să ia în considerare aceste aspecte atunci când decid să folosească subprograme în proiectele lor. Subprogramele se împart în funcții. Acestea sunt subprograme care se întorc cu un singur rezultat, utilizând instrucția return. Funcțiile pot avea sau nu parametri și pot fi apelate în expresii sau atribuite la variabile. Exemplu, un subprogram începe cu acest cuvânt cheie def, urmat de numele subprogramului, în cazul ăsta adunare, iar între paranteze sunt dați parametrii subprogramului, în cazul nostru a, b, urmat de semnul două puncte. Return A plus B. În acest caz, practic, subprogramul adunare întoarce suma celor doi parametri A și B. Proceduri. Acestea sunt subprograme care nu utilizează instrucțiunea return pentru a întoarce rezultate, dar pot modifica valorile parametrilor transmiși prin referință. Procedurile desfășoară o acțiune sau proces fără a returna o valoare specifică. Exemplu. Acest subprogram se numește afișare sumă și, după cum vedeți, între paranteze nu există niciun parametru. Toată acțiunea se desfășoară în interiorul subprogramului. Adică A primește valoarea 5, B primește valoarea 10, suma primește valoarea A plus B, iar la urmă tipărim suma este și în loc de suma se va afișa cât este variabila suma. Mai putem întâlni funcții fără parametri. Acestea sunt subprograme care întorc un singur rezultat utilizând instrucțiunea return, dar nu utilizează parametri. Exemplu, funcția generare număr nu are parametri și întoarce A plus B, unde A și B sunt declarate global, deci sunt cunoscute.
Un alt tip, proceduri fără parametri. Acestea sunt subprograme care nu utilizează instrucțiunea return pentru a întoarce rezultate și nu utilizează parametri. Ele desfășoară o acțiune sau proces fără a modifica parametrii sau a returna o valoare specifică. Procedura afișare mesaj. În cadrul ei avem un mesaj de tipărire, un mesaj de afișare. Acesta este un mesaj. După cum vedeți, nu există parametri aici. Această clasificare actualizată ține cont de utilizarea sau neutilizarea parametrilor în combinație cu instrucțiunea return pentru a determina dacă subprogramul e o funcție, o procedură sau o variantă specială a acestora, numită profuncție, fără parametri. Ordinea în care sunt definite subprogramele în Python contează atunci când unul apelează pe celălalt. Adică când un subprogram apelează pe celălalt, contează unde e unul și unde e altul. În Python, subprogramele trebuie să fie definite înainte de a fi apelate. Dacă un subprogram este apelat înainte de a fi definit, va apărea o eroare de tipul name error, unde numele subprogramului nu este definit, is not defined. Iată un exemplu pentru a ilustra acest lucru. Definim o funcție A fără parametri, care apelează o funcție B. Apelul subprogramului funcție B este înainte de definirea sa. Și dacă tipăresc aici funcție A, se va afișa acest mesaj. Ar trebui să se afișeze acest mesaj. Dar funcția B este definită după ce a fost apelată. Deci în acest exemplu, subprogramul funcție A apelează subprogramul funcție B înainte de a fi definit. Acest lucru va genera eroarea name error, adică funcție B nu este definită. Pentru a rezolva această eroare, putem defini subprogramul funcție B înainte de funcție A. Ce sunt aceia parametri? Parametrii se împart în parametri formali. Acești parametri sunt specificați în declarația sau antetul subprogramului. Ăsta este antetul. Da? Și reprezintă numele variabilor utilizate în cadrul subprogramului pentru a primi valori din apelurile subprogramului. Parametrii formali sunt utilizați pentru a defini semnătura subprogramului și sunt afișați în antetul subprogramului fără a fi cunoscuți ca valoare. Deci aici A și B în antet nu-i cunoaștem ca valoare, îi cunoaștem doar ca tip eventual sau în momentul în care se fac calcule se alocă un tip pentru ei. În acest caz, A și B sunt parametrii formale ai subprogramului sumă. Parametrii efectivi sau actuali. Acești parametri sunt valorile specifice transmise în apelurile subprogramului și sunt utilizate pentru a furniza valori pentru parametrii formali. Parametrii efectivi sunt valorile reale pe care subprogramul le primește în timpul apelului. Exemplu, dacă X e 2 și Y e 3, apelăm subprogramul suma cu valorile primite în X și în Y, adică cu 2 și 3. Cu alte cuvinte, știm exact cât e X-ul, știm exact cât e Y-ul. Deci, aceștia vor fi parametrii efectivi sau actuali. Valorile lor 2 și 3 sunt transmise în apelul subprogramului. Cu alte cuvinte, subprogramul va întoarce 2 plus 3, adică 5. Această clasificare se bazează pe modul în care parametrii sunt utilizați în cadrul subprogramelor. Parametrii formali sunt folosiți pentru a defini semnătura subprogramului, în timp ce parametrii efectivi sunt valorile reale transmise în apelurile subprogramului. În Python, toți parametrii sunt transmiși prin referință. Acest lucru înseamnă că o referință către obiectul original este transmisă subprogramului, iar orice modificare a valorii parametrului în subprogram va afecta și valoarea originală a parametrului în apelul subprogramului. Cu toate acestea, există o distinție între tipurile de date mutabile și cele imutabile, în ceea ce privește modul în care modificările valorilor sunt reflectate în apelul subprogramului. Tipuri de date imutabile, cum ar fi numerele, șirurile de caractere și tuplurile. Modificarea valorii unui parametru imutabil în subprogram nu va afecta valoarea originală a parametrului în apelul subprogramului. Aceasta se datorează faptului că tipurile de date imutabile sunt inalterabile, iar orice modificare a valorii creează un nou obiect. Tipuri de date mutabile, cum ar fi liste, dicționare și seturi. Modificarea valorii unui parametru mutabil în subprogram va afecta valoarea originală a parametrului în apelul subprogramului. Aceasta se datorează faptului că tipurile de date mutabile pot fi modificate direct în locul lor în memorie. Să luăm acest exemplu. Incrementare de număr.
număr ia valoarea număr plus 1, adică numărul crește cu o unitate. Și tipărim valoarea din interiorul subprogramului. Da? Dacă x va lua valoarea 5 și apelăm incrementare de 5, vom tipări valoarea din afara subprogramului. Da? Bun. În acest exemplu, deși x este un tip de date imutabil, un număr, valoarea sa nu este modificată în apelul subprogramului. Valoarea din interiorul subprogramului va fi 6, da? Dar valoarea din exteriorul subprogramului va fi 5. Tipuri de date mutabile, cum ar fi liste, dicționare și seturi. Modificarea valorii unui parametru mutabil în subprogram va afecta valoarea originală a parametrului în apelul subprogramului. Aceasta se datorează faptului că tipurile de date mutabile pot fi modificate direct în locul lor în memorie. Avem următorul exemplu, adaugă un element la listă, care este parametru, și adăugăm la listă elementul 4. Tipărim valoarea din interiorul subprogramului, da, și va afișa lista, da? Iar apoi definim o listă de numere 1, 2, 3 și adaugă element la numere, adică vrem să adăugăm 4 la, după 3. Da? Tipărește valoarea din afara subprogramului. În acest exemplu, lista numere e un tip de date mutabile, iar modificarea sa în subprogram se reflectă în apelul subprogramului. Aici, în interiorul subprogramului, se va afișa 1, 2, 3, 4, dar pentru că e un tip de date mutabil și în afara subprogramului, tot 1, 2, 3, 4 va fi. În concluzie, în Python, toți parametrii sunt transmiși prin referință, dar comportamentul modificărilor valorilor parametrilor depinde de tipul de date, mutabil sau imutabil. Tipurile de date imutabile nu vor reflecta modificările în apelul subprogramului, în timp ce tipurile de date mutabile vor reflecta modificările în apelul subprogramului. Aici avem un mic exemplu. Definim funcția prim de n care primește un parametru n și returnează true dacă numărul este prim și fals în caz contrar. În funcție verificăm câteva cazuri de bază. Dacă n e mai mic sau egal cu 1, întoarce fals. Iar dacă n e mai mic sau egal cu 3, returnăm true. Apoi verificăm dacă numărul e divizibil cu 2 sau 3. Dacă este, returnăm fals. Apoi utilizăm o buclă while pentru a verifica divizibilitatea cu numerele până la radicalul pătrat al numărului. Începem cu i e 5 și vedem dacă n este divizibil cu i sau i plus 2. Dacă este, returnăm fals. Incrementăm i cu 6 la fiecare iterație pentru a verifica doar numerele de forma 6k plus minus 1, deoarece celelalte numere sunt deja verificate în pasul anterior. Dacă niciuna dintre condițiile anterioare nu este îndeplinită, înseamnă că numărul e prim, așa că returnăm true. În programul principal, citim un număr de la utilizator în funcția input și îl convertim într-un întreg folosind int. Apelăm funcția este prim de n pentru a verifica dacă numărul introdus e prim și afișăm un mesaj corespunzător. Observați că tipărirea este cu format din cauza acestui f aici. Da? Iar în loc de n aici se va afișa cât este valoarea efectivă a lui n. Ca temă pentru acasă, să se numere cifrele unui număr întreg n cu ajutorul unei funcții, să se apeleze funcția în programul principal. Funcția nu face altceva decât să contorizeze numerele, cifrele numărului n, iar în programul principal apelăm această funcție. Să se transforme un număr întreg n din baza 10 în baza 2 cu ajutorul unei funcții, să se apeleze funcția în programul principal. Transformarea unui număr 10, un număr n din baza 10 în baza 2 este un algoritm de bază pe care îl găsiți și în cursurile precedente, doar trebuie să îl integrați în interiorul funcției, apoi să apelați această funcție în programul principal. Să se transforme un număr întreg n din baza 2 în baza 10 cu ajutorul unei funcții, să se apeleze funcția în programul principal. La fel, acest algoritm e un algoritm de bază, îl găsiți în cursurile anterioare. Trebuie doar să-l integrați în funcție și apoi să apelați funcția în programul principal. Să se afle prima cifră a unui număr întreg n cu ajutorul unei funcții, să se apeleze funcția în programul principal. Prima cifră a unui număr întreg o aflăm prin împărțiri repetate a numărului întreg n la 10. Până când? Vă las pe voi să găsiți această condiție. Apoi apelați funcția în programul principal. Fiind date două numere întregi A și B, se află cel mai mare divizor comun
al acestora cu ajutorul unei funcții, să se apeleze funcția în programul principal. Cel mai mare divizor comun putem să-l facem ori cu Euclid, ori cu scăderi repetate. Aveți acești algoritmi în cursurile anterioare sau în cursul de programare pentru copii și sau începători. Trebuie integrat în funcție și apoi apelată funcția în programul principal. Fiind date trei numere întregi A, B și C, se află cel... scuze pentru exprimare. E vorba de maximul dintre ele cu ajutorul unei funcții. Să se apeleze funcția în programul principal. Este foarte simplu de aflat care e cel mai mare număr prin comparații succesive între numere. Apoi integrați într-o funcție și apelați funcția în programul principal. Dacă v-am fost de ajutor, feedback-ul e binevenit. Sunt Gabriel Braharu, mă puteți găsi la această adresă de mail sau la acest număr de telefon pentru întrebări punctuale referitoare la cursul de față temă. Postați comentarii la el pe YouTube și vă voi răspunde tot punctual. Vă recomand să verificați din când în când site-ul skyexpression.ro la rubrica Cărți Programare pentru a vedea și eventual comanda ultimele cărți apărute. Vă mulțumesc și vă invit să urmăriți și alte videoclipuri.